Bulgaria, țară turistică pentru toate anotimpurile. Sub această denumire s-au întâlnit în capitala medievală a Bulgariei, Veliko Târnovo, reprezentanții de la 45 de agenții de turism din România, Corina Martin, președintele ANAT, reprezentanții Ministerului Turismului Bulgăresc, Asociației Balneare și Spa, dar și cu patronatul hotelurilor și restaurantelor. Gazda a fost primarul Daniel Panov. Извода, който си направих, това е, че съществува интереса между... Am dorit să ne întâlnim în această zi pentru a întregi relația de colaborare între Bulgaria și România și să dezvoltăm potențialul turistic. Pe această cale prezentăm agențiilor și alte tipuri de turism care vrem să fie cunoscute de către români, cum ar fi turismul cultural, istoric, balnear și cel de golf. Golf-turism. Statisticile spun că în anul 2011 aproape 1 milion de turiști au vizitat stațiunile bulgărești. Pentru ca numărul de turiști români în Bulgaria să depășească această cifră, ofertele turistice de pe litoral și nu numai trebuie să fie mult mai atractive, sau cel puțin la fel ca în anul precedent. Dacă tot am devenit destinația emitentă de turiști pe locul întâi către Bulgaria, ar fi bine să primim pentru turiștii noștri români tarifele pe care le-au acordat ani de zile turiștilor nemți. Am venit cu o propunere dimineață pe drum, chiar m-am gândit, la un forum internațional balcanic pe care să-l organizăm noi în România, evident, invitând în septembrie, ne-am gândit noi, pe toți cei care însemnăm bazinul balcanic. Am pornit de la această idee cu partenerii noștri bulgari, dar și cu cei de la ANAT Moldova și cred că este o idee extrem de interesantă ca la noi în România, pentru prima ediție cel puțin ne oferim noi ca gazde și poate chiar pe litoral românesc, să organizăm acest forum balcanic, pentru că regiunea noastră turistică are astfel șansa de a se organiza, dezvolta și promova ca o regiune practic compactă. Noi trebuie să scoatem în valoare ceea ce avem și practic să intrăm în competiție cu celelalte țări din Europa care oferă cu totul alte produse. Pentru a-i convinge pe invitații români că și Veliko Târnovo este o destinație turistică pe gustul a multor turiști, gazda orașului și-a plimbat oaspeții prin cetatea Țareveț. Despre cetatea Țareveț se spune că este capitala medievală a Bulgariei. Aici, 22 de regi consecutiv au ținut sceptrul puterii. Castelul este principalul punct turistic din Veliko Târnovo. De-a lungul anilor au lăsat urme prezente tracii, bizantinii, slavii și străbulgarii. În secolele 12-14 aici se afla Palatul Regilor Bulgari și reședința patriarhilor, păzite de o puternică cetate, porți și turnuri. Cu turnele înălțate spre cer, chiar în vârful cetății Țareveț, domnește astăzi o biserică impunătoare. La numai 4 km distanță de către Veliko Târnovo se află satul Albanasi. Aici, piatra galbenă, folosită atât pentru construirea caselor cât și a gardurilor, este comoara cea mai de preț a locului. Constanța Lievata este cel mai remarcabil și reprezentativ monument al arhitecturii rezidențiale tipice pentru Albanasi. În casa muzeu este prezentat traiul localnicilor din secolul al XIX-lea. Imediat după lăsarea întunericului, oaspeții români au avut parte de un spectacol inedit, tot în cetatea Țareveț. Cele mai mari atracții turistice ale orașului Veliko Târnovo este acest spectacol de lumini și sunet care se vede acum în spatele meu. Este un spectacol impresionant, mai ales pentru cineva care n-a mai văzut așa ceva. Am înțeles că sunt doar 3 locuri în lume unde se desfășoară acest tip de spectacol. Muzica este impresionantă, te ține în, să spun așa, de furnicături. Luminile sunt impresionante și dealul arată extraordinar. Eu am crezut că este o scenă dintr-un război sau dintr-un film. Chiar merită văzut. Văzusem ceva filmulețe pe internet, dar e
E uimitor. După toate aceste surprize, seara s-a încheiat cu o petrecere inedită. Și pe lângă muzica și mâncărurile tradiționale, invitații au degustat un soi de vin tradițional. Și pentru că regiunile viticole nu lipsesc din Bulgaria, vinul este și acesta prezent la orice petrecere bulgărească și nu numai. Noroc român! Welcome to Bulgaria!